Cu o carieră de succes în spate și o poveste dură de viață, Alina Col-Smith, absolventa Colegiului Național Economic Teodor Costescu din Drobeta, Turnul Severin, a dorit să înființeze o bursă prin care să ofere o șansă la educație unui elev cu rezultate bune la învățătură, dar cu o situație economică defavorizată. Prin acest gest este adus un omagiu în memoria nepotului doamnei Alina, care și-ar fi dorit să urmeze acest liceu. Alina Col-Smith este stabilită de 10 ani în Canada, iar meseria pe care astăzi o desfășoară cu succes peste ocean are la bază formarea profesională temeinică pe care a dobândit-o în anii de liceu la Colegiul Național Economic Teodor Costescu din Drobeta, Turnul Severin. Începând cu acest an, 2021, prin bunăvoința doamnei Alina Col-Smith, absolventă a Colegiului Național Economic Teodor Costescu, actualmente antreprenor de succes în Canada în domeniul contabilității, a fost instituită bursa Andrei Brânzan, care va fi oferită în fiecare an unui elev al Colegiului Național Economic, elev care dovedește aplecare spre carte, elev care este aflat într-o situație defavorizată, dar foarte bun la învățătură, astfel încât să-l ajute și să-l impulsioneze să-și urmeze visul. Nepotul doamnei Alina Col-Smith a dorit să calce pe urmele mătușii, însă viața a fost nedreaptă cu acesta și astăzi nu se mai află printre noi. În memoria sa s-a înființat bursa Andrei Brânzan, care oferă 500 de euro pe an unui elev al liceului care îndeplinește anumite condiții. Bursa a fost înmânată chiar de sora lui Andrei Brânzan, Iulia Perpelea, care își dorește ca orice elev, indiferent de situația financiară, să nu renunțe la visele lui. Această bursă vine din partea mătușii mele, Alina Col-Smith, stabilită de peste 10 ani în Canada, care este acum contabil acolo. Ea a absolvit această școală în 93 și acum dă această bursă în numele care poartă numele fratelui meu, Andrei. El ar fi urmat să fie de asemenea elev aici, însă din nefericire nu mai este printre noi. Această bursă vine în sprijinul unor copii care chiar au nevoie și cu rezultate foarte bune la învățătură. Copii care noi sperăm prin această bursă să-i ajutăm să meargă mai departe, să-i ambiționeze, să învețe în continuare și să nu renunțe la visele lor. Murgu Cristina este elevă în clasa 11-a la Liceul Național Economic Teodor Costescu, iar rezultatele ei la învățătură au făcut-o câștigătoare acestei burse. Această bursă înseamnă foarte mult pentru mine. Ziua în care doamna dirigintă m-a sunat și m-a anunțat a fost o surpriză totală. Chiar nu m-am așteptat. Am fost super emoționată și mă bucur că am fost alesă și le mulțumesc. Am înțeles că ai rezultate foarte bune la învățătură. Da, întotdeauna mi-a plăcut să învăț și am continuat să fac, încercând să mă depășesc de fiecare dată. Reprezentanții Colegiului Național Economic Teodor Costescu își doresc ca acest demers să-i ambiționeze pe toți elevii pentru a obține rezultate mai bune la învățătură, dar și pe absolvenții acestui liceu să ia drept exemplu gestul civic al doamnei Alina Col-Smith. Deja suntem în discuții și cu alți foști elevi ai acestei instituții de învățământ, care de-a lungul vieții au avut rezultate deosebite din punct de vedere profesional. Ne-au contactat atunci când au aflat despre această bursă și sperăm să fie un exemplu și pentru alții care pot veni în sprijinul elevilor noștri. Bursa în valoare de 500 de euro pe an oferită într-o singură tranșă urmărește impulsionarea tuturor elevilor spre rezultate mai bune la învățătură și spre o carieră de succes.